Hello, hello! Ne întâlnim astăzi pentru un nou vlog. N-aveți idee de câte ori am început vara asta câte un vlog, dar mereu s-a întâmplat ceva și nu am putut să-l duc până la final, dar sper că de data asta să aveți ce să vedeți. Săptămâna asta este o săptămână destul de atipică și am vrut să o imortalizez mai mult pentru noi, de fapt, pentru că se întâmplă tot felul de lucruri simpatice. În primul și în primul rând, săptămâna asta este ziua lui Andrei, ceea ce e foarte exciting, pentru că avem pe tot parcursul weekendului stabilite mici chestii drăguțe de făcut, fie doar noi doi, fie cu prieteni, și o să fie super nice. Și tot duminică, oarecum de ziua lui Andrei, mergem și la Bazar în Cotroceni, un festival care mie îmi place super mult, și acolo o să pun o muzică DJ Antena, DJ-ul care n-a fost nouă DJ la nuntă și care face o treabă fenomenală de fiecare dată. Așa că după ce o să ne vedem cu niște prieteni, mergem să dansăm și o să fie super drăguți. Ce mai facem? Săptămâna asta încep orele la facultate. Vineri o să am prima zi de ore și sunt excited. În general, începuturile mi se par super drăguțe. Deci asta o să se întâmple și în rest trebuie să mă ocup de o aplicație pe care trebuie să o fac în următoarele 2 săptămâni, dar săptămâna asta trebuie să fie gata ca să nu stau cu stres la final de perioadă atunci când e deadline-ul și sper să meargă și asta bine. Și în rest, na, the usual, chestii prin casă, pisicială, citit, lucruri de genul ăsta, dar vorbim mai încolo. Salutare, salutare din bucătărie. Și cu Ernest aici de față. Am super mari emoții. Am super mari emoții pentru că în 27 de minute o să încep o întâlnire cu o profă la care sper eu să plec cu o bursă, fingers crossed. Tipa este gigantică, adică e, nu știu, între cei mai buni 3 oameni din nișa asta, din subdomeniul care încerc și eu să intru acum. Și am un Zoom doar ca să ne cunoaștem și să vedem ce putem face împreună și sunt absolutamente terifiată. Mă rog, va trebui să mă schimb să fac ceva cu această înfățișare, dar, da, nu știu, mi se pare așa foarte curios și ciudat cum se schimbă stările, pentru că acum, nu știu, 3 ore, să zicem, munciteam proiectul și eram destul de încântată și, hai, că o să fie super bine. Și acum, efectiv, simt cum sare inima din piept de emoții, dar, na, asta este. Haideți că vă las. Lui Ernest îi pasă tare de tot, de emoțiile mamei lui, deci a se vedea. Vă las, mă duc să mă schimb, să mă pregătesc și vorbim după. Cred că de fapt o să vorbim diseară, pentru că din Zoom-ul ăsta o să sar într-un Zoom la facultate, din care o să sar direct în Book Club. Așadar, ne vedem mai mult. 34 și 78. Hello! Super scurt update. Este aproape finalul zilei, este 10 seara și cred că o să mai fac doar niște chestii administrative de-astea care nu necesită creier absolut deloc. Bună, Oscar! Mulțumesc! Bun. Cât Oscar vă pupă pe voi acolo, să știți că a fost o zi foarte nice, de fapt. Opa! Până la urmă, Zoom-ul ăla de care mi-era mie foarte, foarte frică s-a dovedit a fi foarte nice, de fapt. Am avut o discuție scurtă, dar la obiect, cu tipa la care sper eu să obțină bursă, după care am avut, Oscar, o ședință la facultate, după care am avut book club-ul și toate au ieșit foarte, foarte bine. Așadar, da, finalul unei zi lungi, 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 lungi. Mâine mă duc la facultate pentru că avem deschiderea anului universitar, este marți. La noi, atunci, o să fie deschiderea pe departamente. Și chiar cred că o să fie super drăguț și după o să mai lucrez. Orele oficial încep de-abia pe 5, prin urmare săptămâna asta este încă plină de chestii administrative și, nu știu, random stuff. Bun, eu vă las aici, noi ne mai auzim mâine pentru că se pare că am treabă în seara asta. Nu știu dacă administrativă sau cu Oscar mai mult decât orice. Dar, da, ne auzim mâine. Bye, guys!
este miercuri și este 7:30 dimineața și recunosc că nu am chef să mă apuc de treabă deocamdată. M-am sculat atât de vreme pentru că încerc să mă reobișnuiesc cu trezitul ăsta super, super de dimineață, pentru că o să am ore foarte de dimineață. Dar cert este că aici sunt. Am citit cam 50 de pagini, mă rog, am ajuns la pagina 100 deja, dar de dimineață am citit 50 de pagini din Câine Negru, Porumbel Rătăcitor, de Radu Găvan, care mi se pare o carte super interesantă pentru că are un stil aparte. Urmărim o crimă, dar toate indiciile sunt lăsate de diverse, nu știu, persoane și entități care dau câte, nu știu, 2-3 pagini din perspectiva lor asupra ceea ce s-a întâmplat, asupra personajelor implicate în crima respectivă și mi se pare super, super original totul. La început a fost un pic dificil să mă obișnuiesc cu stilul, dar odată ce am făcut asta mi-a plăcut maxim și acum îmi place foarte, foarte mult, dar o să revin cu mai multe păreri as I go. Bun, în rest nu știu ce altceva să vă zic. Astăzi este o zi de lucrat de acasă. Sper diseară să mă duc și la sală, ar fi foarte, foarte bine. Și în rest, na, pentru că nu am chef de treabă acum, probabil o să mă apuc să fac un pic de curat prin casă, pentru că, na, trebuie să mai facem și asta. Și da, sper în timp ce fac curat prin casă să-mi vină cheful de muncă pe bune. Până în altă însă, eu vă las și ne auzim un pic mai încolo. Yeah. Sunt într-o pauză scurtă de la treabă acum, mă uitam la clipul lui Jack Edwards despre ghostwriting și îmi place foarte, foarte mult, o să las link-ul mai jos pentru că mi se pare super bine argumentat, ca de obicei. Dar vreau așa să vă mai pun la curent cu ce se întâmplă. Am mai citit astăzi dimineață încă vreo 60 de pagini din cartea lui Radu Găvan și mă apropiu ușor, ușor de final, cred că o să termin astăzi. Este o carte care îmi place super, super mult ca unghi, să spunem. Adică mi se pare că nu am mai citit până acum niciodată genul ăsta de abordare în care firul unei crime este spus și dezvăluit prin perspectiva atât unor personaje umane, dar și, nu știu, prin perspectiva vântului și a lacului și a dealurilor și tot felul de lucruri de genul ăsta. Îmi place foarte mult. O să vorbim un pic mai încolo despre câteva lucruri mici, 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 care nu mă dau pe spate din motive super subiective. Dar, până una alta, mi se pare o lectură foarte, foarte bună. Bun, eu astăzi ar trebui să mă apuc și să-mi pregătesc orele pentru mâine, pentru că mâine încep oficial să țin ore pentru prima dată în acest semestru. Dar până atunci, totuși, mi-am de lucrat și la o idee de articol. Mă rog, trebuie să mă gândesc la niște chestii pe care trebuie să le scriu și sunt într-un fel frustrată și în alt fel bucuroasă că am găsit la o tipă în Spania, undeva, cam aceeași idee și o parte din mine care e bucuroasă că înseamnă că poate n-am bătut câmpii, dar este altă parte din mine care e frustrată că evident acum nu mai pot să mai public și eu același lucru pentru că, na, dar na, asta o să vedem mai încolo. Bun, o să vă arăt un pic mai acolo și cum e cu pregătitul orelor, deși mâine este o zi atipică în ceea ce privește orele, pentru că sunt numai chestii introductive. Și tot mâine o să mergem și la Noa și sunt super, super încântată de asta. Dar ne auzim un pic mai acolo. Fiecare an începe cu o agendă nouă. M-am tot gândit între asta și asta cu HP și, sincer, Harry Potter it is.
quick update. Astăzi a fost prima zi de ore și a fost perfect. În general, mi se pare că prima zi e întotdeauna cea mai simpatică din orice an, mai ales, și din orice semestru, de fapt. Acum am întors acasă, am făcut un duș, m-am schimbat și începe sărbătoarea lui Andrei. În fiecare zi de weekendul ăsta avem stabilit câte ceva drăguț pentru ziua lui. Ziua lui este duminică, dar în seara asta sărbătorim doar noi și o să mergem la un restaurant la care îmi doresc de super, super multe vreme să mergem și este o parte mare din cadoul meu pentru el anul ăsta. Așadar, revin cu impresii, acum mergem la Noa. Haide! Este sâmbătă și continuăm weekendul de sărbătorire a lui Andrei. Ieri a fost absolut spectaculos. Ieri am ieșit doar noi doi și am fost la restaurantul Noa și ăsta a fost practic cadoul meu pentru Andrei de ziua lui. A fost realmente o experiență și dacă, nu știu, vreți să vă răsfățați sau să răsfățați pe cineva foarte drag la un moment dat, cu siguranță recomand. A fost foarte fain, evident că am putut să ne bucurăm de experiența asta împreună și totul a fost, nu știu, un spectacol culinar din punctul meu de vedere, de la, nu știu, texturi și arome și a fost absolut minunat. Eu cel puțin până acum nu am mai experimentat genul ăsta de bucătărie, dar tare mult sper să nu fie ultima dată când se întâmplă asta și tare mult sper să descoperim din ce în ce mai multe locuri foarte faine. Cei de la Noa spuneau și că începând din noiembrie sau decembrie urmează să crească oarecum și mai mult nivelul ăsta de experiență culinară și vor să propună tot felul de concepte de astea noi, la noi, în țară. Așa că, nu știu, sper la un moment dat să mai ajungem la ei. Dar, haideți să vă pun foarte scurt la curent și cu lecturile. So, am terminat cartea lui Radu Găvan și anume Câine Negru, Porumbel Rătăcitor, o carte care i-am dat 4 stele din 5, care mi-a plăcut mult, mult per total și care chiar cred că aduce un element de noutate foarte, foarte șmecher în literatură în general și mai ales în literatura din România. Povestea este spusă de tot felul de elemente sau persoane diferite. Cartea devine din ce în ce mai dramatică și mai puternică pe măsură ce înaintăm în poveste și sunt câteva elemente acolo care m-au făcut efectiv să mi se zbârlească părul pe mine, ceea ce evident denotă un thriller foarte, foarte bun. Singurul motiv pentru care am dat 4 stele din 5 și nu 5 este unul pur subiectiv și anume pentru că este amplasată acțiunea, modul în care este amplasată și personajele sunt conturate și construite în modul în care sunt conturate și construite, este foarte multă violență fizică, dar foarte multă violență de limbaj. Nu este niciun fel o carte light, by the way. Dar, deși mi se pare că violența de limbaj s-a potrivit perfect cu personajele, adică, de-aia zic, nu-i vina cărții niciun fel, pentru mine personal a fost un pic cam mult, dar asta pentru că nu-mi place mie genul ăla de lectură. Este aproape senzația pe care o am avut-o, nu știu, când am citit Bukowski, cred, când la un moment dat pare un pic cam prea mult. Dar, dacă nu sunteți genul de cititor pentru care există prea mult în ceea ce privește violența de limbaj, atunci, na, cu siguranță asta nu va fi o problemă. Oricum o recomand, oricum este o carte foarte, foarte bună, pe care bate soarele foarte tare acum. Cu siguranță o să vreau să citesc și cealaltă cărți ale lui Radu Găvan pe care nu le-am citit până acum, precum și, nu știu, tot ce o să mai scrie de acum încolo. Super, super tare cartea, mi-a plăcut mult de tot. Și o carte de care sunt aproape sigură că o să primească 5 stele din 5 este o carte la care am ajuns la jumate. M-am apucat de dimineață de ea și am ajuns deja la jumate. Este vorba despre Elizabeth Finch de Julian Barnes. Este o carte subțirică, adică am citit, nu știu, vreo 70-80 de pagini și deja sunt la jumate, dar în dulcele stil Barnes este o bijuterie, firește.
și mă bucur foarte mult că mă așteptam la ceva. Practic, povestea urmărește o profesoară pe Elizabeth Finch, care este descrisă din perspectiva uneia dintre studenții ei. Ce credeam eu că este cartea asta este o relație dintre student și profesoare și evident mintea mea s-a dus la o relație romantică, chestii interzise sau mai știu ce. Dar acum îmi dau seama că e foarte bine că nu e așa. Nu a existat o relație romantică între narator și Elizabeth Finch, dar cel puțin în prima jumătate vedem modul în care el o percepe și modul în care își construiește așa o imagine a ei, fără să aibă de fapt foarte multe informații. Brusc ajunge în posesia multor informații, nu vă zic de ce sau cum, și cred eu că a doua parte va fi despre ce face el cu informațiile astea. Mă bucur extraordinar de mult că nu avem o relație romantică aici și mi se pare că ar fi fost un pic prea previzibil pentru Julian Barnes. Stilul este absolut senzațional și dat fiind că această carte a fost tradusă în română de Radu Paraschivescu, sunt 100% sigură că și în română cartea asta sună absolut senzațional. Da, ce să vă zic, o să revin cu un update cel mai probabil mâine. Sper eu ca mâine chiar să termin cartea asta, pentru că mâine aș vrea să filmez un clip, poate de dimineață, și să-l editez. Și după cred că o să mai fie câteva ore până să plecăm din nou eu cu Andrei. Ne auzim mâine. Este cel mai năpăstuit cartier din București. Exact, este vorba despre cartierul Cotroceni. Uitați-vă și dumneavoastră cum se chine oamenii ăștia, nu-i normal așa ceva. E bătaie de joc. Hei, dar ce ne văd ochii? DJ Antena!